Fraților, haideți să facem o pauză pentru că vreau să vă spun ceva foarte important, după părerea mea. Dacă sunteți obezi, dacă sunteți grași, cum am fost și eu, când vă apucați de antrenamente, când vă apucați de sport, luați-o, fraților, ușor. Nu faceți genoflexiuni cu greutate pe ceafă, pe spate, pentru că nu e ok, o să vă afecteze coloana. Și voi oricum aveți o greutate foarte mare, trebuie să faceți decât genoflexiuni simple cu greutatea voastră. După ce veți slăbi foarte mult, puteți să luați niște gantere. Eu nu fac deloc genoflexiuni cu greutate pe spate, pentru că am probleme foarte mari cu spatele și nu vreau să mă paradesc. Vreau să mă fac bine, vreau să slăbesc și să fiu sănătos. Nu faceți îndreptări, deadlift-uri din acelea. Sunt foarte, foarte periculoase, la fel, pentru spate. Eu nu am făcut absolut deloc deadlift-uri. Am făcut și în tinerețe până m-am accidentat la spate. Trebuie să faceți exerciții complexe, trebuie să lucrați inteligent, cum lucrez și eu. Trebuie să faceți genoflexiuni, pentru că ard foarte multe calorii, transpirați foarte mult, vă crește foarte mult pulsul. Cu greutatea corpului, pentru că oricum, dacă ești obez, ai o greutate foarte mare, cum am avut și eu. Faceți scări, iarăși, foarte bune scările. Vă slăbesc foarte mult și vă tonifică mușchii picioarelor. Faceți fandări, dacă nu vă dor genunchii, foarte bune și fandările. Eu când am început să fac sport, mai am 146 kg, nu puteam să fac fandări. Era o greutate prea mare pentru un genunchi și nu puteam efectiv, mă dureau foarte tare genunchii. Pentru că acum câțiva ani m-am accidentat la amândoi genunchii. Dacă puteți să faceți flotări, faceți și flotări, iarăși foarte bune, un exercițiu complex în care intră multe grupe musculare și vă va obosi și veți stimula și mușchii foarte bine și veți arde foarte multe calorii. Deci trebuie să lucrați inteligent, fraților, cum am lucrat și eu, pentru a nu afecta mai rău anumite probleme pe care le aveți. Eu am fost accidentat și la umeri, și la coate, și la genunchi, și la spate și nu mai lucrez cu greutăți mari. Iar unele exerciții, după cum v-am spus, le-am scos de tot. Dacă nu vă place sala, încercați să mergeți. Este foarte bun mersul, un cardio foarte bun. Sau chiar dacă faceți sală, după ce veți slăbi mai multe kilograme cum am slăbit și eu, veți vedea că nu veți mai slăbi așa ușor și trebuie să introduceți și o jumătate de oră de mers, de bicicletă sau ce vă place vouă, un cardio din ăsta ușor care să nu vă afecteze prea mult încheieturile. Iar referitor la mâncare, trebuie să consumați, cum am zis, 1500-2000 de calorii pe zi, să nu faceți crash diet, să nu mâncați nimic pentru că nu este bine, trebuie să mâncați carne slabă, eu mai mănânc și carne grasă, ați văzut, am mai mâncat și cârnați și mai multe lucruri, și să fie foarte multe legume și fructe pe lângă. Puteți să mâncați și lactate slabe, eu mănânc. Trebuie să vă găsiți un echilibru între proteină, dacă vreți să faceți și masă musculară, și mâncare cu puține calorii, adică mâncare sănătoasă, fructe, legume. Și asta trebuie să fie un stil de viață, pentru că apoi dacă te apuci să mănânci iarăși o grămadă de calorii din fast food și calorii goale, efectiv, te vei îngreșa foarte repede, bineînțeles. Dacă vei renunța și la sport și așa mai departe, pe mine mă ajută foarte mult sportul. Faptul că mă duc la sală mă ajută foarte mult mental, pentru că nu vine după aia să vin acasă să mănânc o grămadă de tâmpenii, cartofi prăjiți sau alte lucruri, pentru că n-am făcut nimic. Și nu vreau să-mi bag joc de munca pe care o depun la sală, așa că pentru mine e o corelare directă între sală și dietă. Dacă mă las de sală, e foarte posibil să mă las și de dietă. Sportul nu e obligatoriu pentru a slăbi, dar dacă vreți să slăbiți frumos, să vă tonifiați mușchii, să puneți ceva masă musculară și să nu vă atârne pielea, sfatul meu este să faceți sport, să faceți mișcare. Și că ceva, eu de un an jumătate de când am început să fac sport și am început să pun clipuri pe YouTube, să slăbesc, am lucrat numai circuite, fraților, n-am lucrat pe grupe, am lucrat circuite cât mai mult volum, cât mai multe repetări. Dacă lucram un exercițiu la piept, după aia mă duceam repede și făceam niște exerciții pentru gambe, niște ridicări pe vârfuri, pentru că acolo mă relaxez, îmi recapăt pulsul. După aia mă duceam la un alt exercițiu și nu făceam pauze, foarte, foarte mici, aproape deloc. Un fel de cardio cu greutăți.